Prințul de Wales, William, a mers la celebra cursă hipică de la Ascot, în locul tatălui său, regele Charles al III-lea. Suveranul a decis să se odihnească înainte de a lua parte la evenimentele din ultima zi. Charles suferă de cancer și uneori nu participă la acțiuni de pe agenda casei regale. William a condus procesiunea și a salutat pe spectatori. Prințul de Wales a fost însoțit de regina Camilla. Elementul central al sărbătorii au fost pălăriile, iar doamnele s-au întrecut în creații cât mai elegante, sofisticate și exotice. William a purtat un joben. Cursa de la Ascot a fost înființată în 1711 de regina Anne și era un eveniment foarte apreciat de regina Elisabeta a II-a.